accelerează Bayram, a ajuns din urmă de Boateng. Bayram pasează Marković, gol! Marković apelează la atuul său numărul 1. Șutul, iată-l preia cu dreptul, trage cu stângul, impecabil, lângă bară. Este 2-2. Șut perfect. Interesant este că golurile marcate în repriza secundă aparțin unor jucători intrați după pauză. Aceeași apărare în zona Craiovei, a CFR-ului. Minge lovită din apropiere. Minge lovită din apropiere de Screciu. Arbitrul din nou înconjurat de jucătorii Craiovei care cer corner. Ce ocazie! Da, e corner. Bun reflexul lui Hindrich. Foarte bun reflexul lui Otto Hindrich, care degajează acum.